Neața, Diana. Neața, Răzvan, neața tuturor. Când este concursul de gimnastică aerobică sau în ce v-ați costumat? Ăsta era cel mai gros costum de baie pe care l-am avut și... Aveți costume groase de baie? Da. Adică eu n-am niciunul vrut să și voi la aveți el, și costume dar... groase de baie. Mai ales că e cu Bere, tu ai un costum gros de baie, de leniță tricotat, așa? Diana, în fiecare zi, pentru că suntem în deplasare, ne propune câteva exerciții pe care să le putem face în camera de hotel, în holul hotelului, iată. Și acum chiar plouă. Pe băncuță, dacă suntem afară, putem să ce ne... vă rugăm, fiți amabili, fiți amabili. Acolo este băncuța pentru... antrenament. Pentru pentru momentul de sport. Ce faceți dumneavoastră exact aici? Ținem în direct. Da, suntem în direct, așa se mai întâmplă. Noastră? Șunculiță, tobiță. 3 cârnăciori, că nu mi-l-am mâncat firică. 3 cârnăciori la 5,5, un gren buște, muștar, pâinea nu se pune, 1200 de calorii. 2800 am voie pe zi, deci mai am 1600. Vă doresc o zi plăcută. Stai, domne, că nu e chiar așa. Diana, ce fac aici? Eu evaluarea altfel. Pâinea, carbohidratul ăsta o să pună fix aici, pe piept. Cabanosul ăsta, fix pe fesier aici, dacă îl observi, bănuiesc că ai mai mâncat acolo, până acum. Acolo stă cabanosul. Da, în cabană, de la... cabanosul. El are casa lui, stă acolo toată ziua. Coaja asta de la Crembuș nu o să o elimini niciodată, din păcate. Așa. Ce nu se elimină? Coaja de la Crembuș, bineînțeles. Rămâne mine toată viața? Exact. Și cu muștarul, nu știu la e ce e de preferat să fie din mață natural. Ar fi ideal să le eliminăm cu totul. Nu știu la ce ai putea să folosești crembușul ăsta, Cătălin. O moarte toți suntem datori. Ești, că nu da. Ne las. Ia. Ce vrei despre să spui grăsimea toi? Asta, ce? Ești ceea ce mănânci. Ești un gras. Ia du-te și vezi. Du-te și vezi de treabă, Diana. Hai să-ți arăt totuși un antrenament ca să compensezi cu ce în farfurie. Da. O să ne folosim de ce avem acasă, bănuiesc că sunteți pe canapeluță, vă uitați la noi. Din poziția asta o să facem niște genoflexiuni de tip sumo, cu talpa orientată la 45 de grade, bazinul mult în spate, da? Ăsta o să fie pentru coapse și fesier, mă ajută canapea prin faptul că duc fesierul cât mai în spate, da? Nu trebuie să mă sprijin, doar să ating ușor și când mă ridic expir. E foarte bun pentru coapse interior, fesier, duc cât mai mult în spate. Față de o genoflexiune normală, asta îmi dă posibilitatea să mă duc cât mai mult jos, da? Implicit să intre fesierul cât mai mult. Foarte continuăm bine. Acum. La fel, dacă vreau să lucrez cu coapsele, pun piciorușul drept în față, sprijin stângul în spate cu talpa întinsă și din poziția asta o să lucrez doar cu coapsa piciorului stâng, cobor cât mai jos și îndrept, da? Genunchiul să fie perpendicular pe sol, expir când mă ridic, inspir când cobor. Expir pe gură, inspir. La fel, o să schimbăm 8x4 pentru fiecare picioruș, dar vreau să lucrăm și abdomenul. Și abdomenul, da. Eu sunt mai, nu știu dacă din ai observat, dar marțea și joia în platon sunt mai neimplicat în rubrica ta, iartă-mă. Este cel mai apropiat punct în care am fost vreodată de rubrica de sport. Continuați, vă rog, cu fesierul. Mut genunchii în lateral, așa. Pentru că vreau să-mi intre oblicii și din poziția să ridic, expir pe gură și cobor. Ce aglomerație e deja la noi. Expir. Au intrat și oblici. La fel, pentru că vreau să fie un abdomen simetric și armonios, mut partea la fel, 8x4 pe fiecare picior. Perfect. Și acum, ca să fie mai complex, mai solicitant, merg în lateral. Lateral, sus. Exact, este pentru abdomen, coapse. Da, asta facem și noi la cârcimă. Eu n-am știut că astea sunt exerciții. Mai trecem peste ăla care hai să încerci și tu unul, Răzvan. Unul, uite, mai comod, rămân pe spate, mă țin cu mâna de mână. Și fac asta. Ridic piciorile sus și cobor. Expir, perfect. Aproape perfect. Nu e o problemă, întind, noi ridicăm, perfect. Da. Încă 4, 3, 2. Unde simți că lucrezi? Ce grupă simți? Asta e bună, grupa mare. Aș putea să spun. 2, perfect. 1, ultimul, uite aici. Asta este aștept. Pentru coapse interior, abdomen. Întind, da? Se intră și în gamă. Da. Perfect. Ia uite-l, se duce. Hai că ai intrat. Ideea e că ne-am mai încălzit un pic. Da, ne-am mai cam încălzit. Asta le propun și fetelor de acasă. Da. Nu știu, minim un sfert de oră de antrenament dimineața ar fi cel mai solicitant, cel mai eficient înainte de micul dejun. Da, poți să-ți arăt un exercițiu pentru triceps. Ridici mâna, cotul flexat și faci așa, da? Și pentru antebraț și pentru triceps și zici... Încă una. Încă una. Da? Adică încă o tur. Mulțumim tare mult. Diana este cu noi să ne mai dea idei. Mulți au întrebat, domne,
Atunci când se întâmplă chestia asta la televizor, oamenii chiar se pun pe covoraș în fața ecranului și fac exerciții. Ei bine, da, avem o grămadă de fotografii, în special cei mici fac asta, dar și mămicile care la ora asta dimineții sunt împreună cu noi.